De două zile, locuitorii de pe scara D a blocului L3 din cartierul Tineretului nu au apă la robinet. În consecință, nici apă de băut, dar nici cu ce se spăla. În aceeași situație se află și vecinii lor de la prima scara a blocului. Supărarea e cu atât mai mare cu cât oamenii nu se știu datori către Apa Service, cu excepția a trei familii care, după cum susțin aceștia, au încheiat convenție de reeșalonare a datoriilor cu cei răspunzători de apă și canal. Nimeni nu i-a anunțat pe acești oameni că vor rămâne fără apă, astfel încât situația i-a surprins și i-a pus în dificultate în același timp. Sunt nevoiți să-și care apa de pe la cunoscuți, fie din cartier sau, dacă nu, chiar de la kilometri. Avem datorii, dar 17 apartamente de pe scară sunt la zi, aproximativ. Ați spus că sunteți racordați pe orizontală. Avem pe scară făcută, urmează doar să o lege, dar cea nouă instalație nu e racordată. Deci puteau să ne mai lase o săptămână până la 1, că mare parte din locatari și-au făcut. Vă rog să-mi spuneți ce datorii sunt acumulate pe scară, cele trei apartamente. Avem aici tabelul. Ce-i drept, la un apartament vreo 130 de milioane, la un altul 40 și la un altul vreo 15. Per global, nu sunt numai la apă. Dar sunt 17 apartamente la zi. Administratorul Asociației de Proprietari Ioan Aiatan susține că nu a avut cunoștință până ieri despre intenția celor de la Apa Service de a nu mai furniza agent către blocul L3. În același timp, aceasta declară că nu a avut niciun mijloc de a anunța pe locatar de ce va urma din momentul în care a aflat de măsurile celor de la Apa Service. După cele spuse de Constantin Preda, directorul Apa Service, lucrurile sunt mult mai complicate. Preda o acuză fără menajamente pe cea care administrează blocul L3 de neseriozitate, motivând că i-a adus la cunoștință prin somație administratorului că apa va fi oprită încă din data de 3 septembrie. Este cea mai veche și cea mai rău planică și cea mai neserioasă administrator, că chiar dacă e femeie, pe care am întâlnit-o și în perioada în care eram viceprimar și acum. Nu vreau să aud această doamnă. I-am somat că îi debranșăm din data de 3 a noua. După 5 zile ar fi trebuit să o fac. I-am mai lăsat. Am zis să strâng oamenii bani să-și mai dea. Mai multe despre problemele locuitorilor din blocul L3 veți afla din ediția specială imediat după Jurnalul de Știri.